Gata, cumpărăturile și mergem să servim câte o cafea în oraș. Noi gata, mergem acasă. Aici este soțul meu, Andrean. Noi stăm astăzi în urmă și ne relaxăm. Cătălin a vrut ca el să conducă, dar... Tu ce ai spus? Nu mi-am luat permis de conducere. Special! Aici avem pe mamica în față și Cătălina e șoferița. Mergem la o cafenea să servim o cafeluță sau un latte. Iată ce noi așteptăm comanda. Și acum va fi gata? Da. Am rugat pe soțul meu să-mi deschide ușa la mașină. Hai, expertul, spune. E amară, dar este zahăr. Iată aici în pachetel. Da, este zahăr. Soțul meu iubește dulcișorul, dar mie mi-este interzis. Poftim. Zahăr. Mamica, acum... E altceva acum, zi. Mama, uite cât zahăr avem aici. Ajunge pentru o săptămână. Cum, iubie? E gustos? Spune la lume cum merg lucrările de reparație. Toți întreabă. La noi acasă, la căsuța noastră. Ce s-a mai făcut până acum? Aici pute și mama. Acum se finisează acoperișul. Da, noi am schimbat șindrila. Eu aici sunt în camera Cătălinei. Ea deja s-a mutat, am făcut un pic de reparație aici la părinți ca ea să stea separat pentru că este singură și noi suntem cealaltă parte a casei foarte mulți, ea are nevoie de liniște, iar în camera aceasta petrecem filmările noastre și iată cum arată livingul ei, nu este încă mobilat, trebuie să-l mobilăm. Noi căutăm mobilă la un preț pământesc pentru că prețurile sunt foarte ridicate la mobilă. Încă mai sunt cutii acolo cu chiuveta de la baie și alte chestii. Aici este baia Cătălinei. Avem un duș și aici va fi chiuveta. Trebuie să o instalăm doar. Și am mai avut un mic incident, deci eu am distrus fără să vreau acest suport pentru haine. Uitați-vă ce am făcut, am pus aici o sticlă. L-am rupt din greșeală. Trebuie să cumpăr unul nou pentru Cătălina. Cătălina sunt dătoare. Da, cât mai repede. Da, sigur. Cătălina, Miriam, eu suntem trei surori și un frate, Dani, mama și tăticul nostru. Este o poză care o ador. Suntem la înălțime aici pe stânci în Moldova. Aceste flori au, apropo, o lună aproape, da? Crizanteme. Ce îmi place mie toamna, crizantemele astea. Curând, cred eu, vom porni căldura pentru că este destul de rece. Cum este vremea la voi? Scriți în comentarii. Cătălina, gătim calamarul. Gătim? Nu avem cotru pentru că el nu rezistă mult. Trebuie repede preparat. Da. Am plecat. Ne ducem în bucătăria de vară. Noapte adevărată. Felinarele de pe stradă. Uitați-vă cum m-am încălțat eu, era noapte și nu vedeam nimic întuneric. Iată așa. Deci trebuie așa. E rece. Și măturăm zilnic măturăm. Ne bucurăm de acest copac doar primăvara, când e foarte verde și cald și vara. Când vine toamna, e jale mare. Mamica zice că îi vine să se urce în copac și să scuture așa toate frunzele, să le măture odată. Știți ce este aceasta? Este vânătă. Pe care o vom conserva. Mămica aici a pregătit totul. Asta o înghețăm doar. Asta în congelator, da? Da, în congelator. Și ce îmi place mie farfuria asta? Este de la mine de acasă, este chiar din lut. E superbă. Iar aici mămica a pregătit dulceața din gutui. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Vă știți cum arată o gutuie? La voi tot gutuie se zice. E foarte, foarte gustoasă și dulceața și compotul. Mai avem undeva 10 kg de gutui și vom face compot cu portocală și lămâie. Și ananas mai punem. E super delicios. Avem aici o iubitoare de portocale. Aceasta e Cătălina. E sezonul portocalelor. Dar eu din câte știu, el trebuie curățit. Serios? Serios, aparte. Ia tai fiecare asta aparte, fiecare. Da, și, și asta o tai aparte, da? Separat. Da, separat.
Și nu știu cum, înăuntru probabil are ceva. Eu abia acum m-am informat. Și noi am revenit în livingul Cătălinei să facem sport și vă arătăm cum facem noi sport. Avem seturi de la antrenorul nostru în fiecare seară, iar aici, pentru că nu am găsit greutăți, am pus nisip în câteva sticle. Noi facem diferite seturi prin rotație, adică de fiecare dată câte un set nou. Dar sportul, ca să fie eficient, trebuie neapărat să avem și un mod sănătos de viață, adică foarte mult are importanță alimentarea. Nu avem voie să mâncăm dulce, pâine și eu am ales să mănânc separat totul, adică să nu amestec proteina, carbo și amidonul cu, între ele, pentru că de la asta ne îngrășăm. Cătălina se pregătește. Își pune și mai cald, n-ai e. Mai cald, după ce e foarte rece. Da, podeaua este rece, nu am pornit încă căldura, dar aici este podeaua încălzită. Și Cătălina, primul set. Cătălina nu este sportivă de performanță, face așa cum poate. Important este atitudinea și dorința. Așa, deci facem presul. Câte seturi, Cătălina? 5 seturi și câte 4 sau 5 exerciții de obicei avem. Sportul trebuie practicat nu doar pentru a avea un corp frumos, pentru că până la urmă nu contează doar frumusețea, ci și pentru a avea un organism sănătos. Eu am făcut abia un set, adică 5 exerciții. Încă nu le-ai terminat? Ba, mai am flotări. Este foarte greu. Dar mie îmi place. Mai avem încă 4 seturi. Câte 5 exerciții. Adică... A, câte 25 de repetări. Da, 25 de repetări. Vă imaginați? Noi le-am fiert undeva 5-6 minute și acum am pregătit aici o tigaie. Mirosul ăsta de ceapă prăjită. Noi rar mâncăm mâncare prăjită. Chiar ne este doar uneori, cartofi prăjiți cu brânză de oi. Wow. Serios? Wow. Eu am aceeași poftă. Da, mâine. Super! Voi adăuga un pic de oregano. Eu adaug în toată mâncare, este condimentul meu preferat. Și cimbru îmi place foarte mult. Așa, și mai pun și un pic de leuștean, cred, sau pus eu cum spus. Nu știu. Pune și în suficient. Adăugăm sare și piper, dar nu ținem piperul. Adăugăm un pic de piper negru. Boabe, îmi place foarte mult piperul. Boabe pentru că este mult mai aromat. Vom adăuga un pic de sos de roșii. Să vă arăt ce bunătate avem noi aici. Sincer să vă spun, e foarte gustos, dar mai mult îmi place creveții decât calamari. Nu știu de ce. Este un delicates pentru alții, dar pentru mine nu mi se pare ceva wow. Rămâne un mister. Pătruncelul, sosul, apropo, e superb. E mega gustos. Da, e mega gustos. Cine iubește calamarii, bravo vouă, dar noi îl scoatem din lista de preferințe. Iată, dragii noștri, și mâncarea de astăzi. Sincer să vă spun, mie mai mult îmi place mâncarea noastră moldovenească, românească, tradițională. Cu sarmale, cu... Da, și îmi place apropo și mâncarea ucraineană. Este tot foarte, foarte gustoasă. Dar am încercat ceva nou. Mie îmi place uneori să mă arunc așa în aventură cu Cătălina. Cătălina îi place să guste totul. Eu dacă știu că produsul e bun și mie mi-a plăcut, eu îl iau așa constant. Nu mai încerc și unul și altul, mămica... Când se duce la cumpărături, îi cumpără și de aia, și de aia, și de aia. Încearcă pe toate. Eu sunt așa mai pe stil vechi. Bine, noi dragilor, vă spunem pe curând. Sper că v-a plăcut acest vlog. În următorul vlog vă arătăm acoperișul casei noastre și ce lucrări facem acolo. S-au întins mult lucrările noastre, pentru că am descoperit toată casa. Și am pus înapoi totul. Veți vedea în următorul vlog. Noi vă spunem pe curând. Aveți grijă de voi! Pa, pa! Pa.